Sperăm să ajungem cu bine până duminică la capătul lor. Țărâncuța de la Dunăre, Felicia Truffier, o carte care a apărut mai întâi în limba franceză și care a fost numită de francez Roman Inițiatic. Este o saga foarte interesantă a unei familii localizate undeva în Banat, acolo unde s-a stabilit și Igor Isaac, așa că lucrurile se leagă fără să le potrivim noi. Nu m-am gândit deloc să pun aceste cărți așa cumva care se suprapun geografic, biografic și geografic. Despre autoare pot să vă spun că s-a stabilit de multă vreme în Franța și a scris mai multe cărți. Încercăm să le traducem din franceză în română. Nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj să debutezi în franceză și să apari tradus în română sau invers, am văzut că e mai greu în orice caz. Ce să vă spun, este o lectură foarte incitantă, este o lectură neostentativă. Adică autoarea nu își propune să răstoarne, să facă, să dreagă, să creeze, să... Nu, deci este o poveste din acelea pe care le lasă bunicii nepoților, cu, dacă vreți, cu limbă de moarte. Sau pentru a fi duse mai departe. Nu știu dacă azi se mai poartă, sau dacă mai avem grijă pentru memoria și pentru genealogia noastră, în măsura în care aveau grijă cei dinaintea noastră. Personajul cărții străbate lumea și la propriu și la figurat. O găsim până în Beirut, se întoarce, revine. Vă spun, este un destin halucinant. Un destin care trebuia doar pus pe hârtie. Altfel decât destinul lui Igor Isaac, despre care ne va vorbi imediat domnul Sorin Lavric, care a și prefațat acest volum. Igor Isaac, îmi vine un cuvânt, dar nu-l spun pe ăla, caut altul. Am vrut să zic că îl încezește existențial în umbra destinului său. Și am văzut în câteva rânduri, domnul Lavric a încercat să surprindă așa câteva dominante ale psihologiei basarabene. Igor, de fapt, nu face decât să confirme aceste, cum să le zic eu, mici diagnoze psihologice și fenomenologice. Așa că îl invit pe domnul Sorin Lavric să începem să vorbim despre cartea. Ridic microfonul puțin mai sus. Bună seara, bine v-am găsit. Pe Igor îl știu de acum 5 ani de zile, chiar de la târgul acesta de carte. L-am întâlnit ca să-mi dea prima lui carte, și anume Cartea Așteptării. Nu-l cunoșteam deloc, pur și simplu ne-am întâlnit și după aceea între noi s-a legat o prietenie. Cartea Așteptării m-a tulburat pentru că este mărturia unui basarabean povestit pe șleau fără înfrumusețări, poema artistului de Chișinău. Este o poemă cruntă, în care spiritul se amestecă cu viciul și în care vezi cum destinul unor oameni se frâng într-o țară mică, condusă de niște orbi, de niște chiori, în care artiștii pur și simplu n-au niciun viitor. Și Igor descrie în acea carte, cu o sinceritate uimitoare, tribulațiile, dramele și în același timp voluptățile trăite de un artist indiferent care în Chișinău. Cartea m-a cucerit și de atunci am rămas alături de Igor, așadar prietenia noastră nu e o prietenie atât omenească, cât mai curând una pe bază de afinitate, de destin, de existență.
Tot timpul m-am simțit aproape de el, deși ne întâlnim, cred că, o dată pe an, el când se ajunge în București, venind din Oravița, cum Dumnezeu a ajuns în Basarabean să-și pună ancora tocmai acolo, în Banat, printre munci, printre vipere, asta ține de enigmele vieții. Igor e o figură aparte, el este o forță pur și simplu a naturii, prin el însuși. Când l-am cunoscut și mi-am intuit talentul, m-am gândit tot timpul la capitolul Difrologia Spiritului, în care Hegel vorbește despre animalitatea geniului. Geniul, până la urmă, nu este o chestiune de cultură și de erudiție, ci de izbucnire lăuntrică, instinctuală. Trebuie să ai o forță în tine ieșită din comun ca să poți să fii un artist, un plăsmuitor, un zămislitor de frumos. Iar Igor e din această categorie. Deosebire de literații obișnuiți, plini de ifos, lipsiți de experiențe spirituale, Igor face parte în cealaltă categorie. Omul e un chinuit, un jupuit. E un om pentru care experiența spirituală trăită în clipe de suferință este ceva firesc. Și tocmai lucrul ăsta m-a atras la el. Iar cea de-a doua carte a lui, care este un jurnal pe care l-a ținut de-a lungul timpului la Oravița, e un jurnal nedatat, nu-l poți așeza cronologic într-un anumit interval de timp. În acest jurnal avem de-a face cu experiența spirituală trăită de Igor acolo. Nu sunt însemnări banale ale unui autor vanitos. Igor nu este un vanitos. Este un om care poate vorbi cu toată cruzimea și sinceritatea despre neîmplinirile lui. Și o face într-un mod cuceritor. Tocmai asta atrage la el. Nu este un literat orgolios așteptând laudă, dimpotrivă. E un om trăit tot timpul cu obsesia neîmplinirii, dar împlinindu-se tocmai prin aceste mărturii. Are talent atunci când se spovedește. În schimb, atunci când face filozofie, se simte că nu e pe terenul lui și acolo alunecă într-o formă de diletantism. I-am citit cartea înainte să apară și l-am sfătuit să scoată toate fragmentele în care făcea filozofie în marginea destinului. Pe Igor nu-l prinde acest lucru, el este un artist, nu este un teoretician. Pe Igor îl prinde spovedania francă spusă ca atare în marginea lucrurilor pe care le trăiește. Când stă și meditează în marginea lucrurilor trăite, acolo nu mai este Igor, ci este un autor lacid, spălăcit, fără relief. Dar Igor, atunci când mărturisește sub formă diaristică pe jurnalul trăirile lui, este redutabil. Tocmai de aceea l-am prefațat și dacă o susțină pe latura artistică, mărturisitoare, atunci Igor poate fi un condei de luat în seamă. Chiar dacă acum în lumea literaților, el nu prea este băgat. Însă, în măsura în care am un dram de flair, Igor Istac este un om de talent și felicit pentru cea de-a doua carte și sper să o țină tot așa. Important e să lase filozofia, să nu mediteze în marginea ceea ce trăiește, pentru că filozofia îl inhibă, îl întrerupe talentul, pur și simplu. Vă mulțumesc, Igor, te rog. Așa, mai mutăm microfonul ca să schimbăm un de camere, nu? Probabil sunt oameni care sunt chemați, zicem noi, cu un cuvânt banal, să filozofeze, să mediteze și alții care se expun pur și simplu ca o hârtie de turnesol în fața vieții. Igor Isac este o hârtie de turnesol, sinceră, este dezarmant de sincer. Și prima carte este, cum să vă spun, o parte din poveștile lui, le știu. Cunosc și personaje multe din anturaj și, sigur, nu m-am gândit niciodată că se poate scrie despre anumite lucruri. Și mai ales cu franchețea pe care o face. Este cel mai sincer jurnal de bărbat. Este nu doar acesta. Cum să zic, să-ți recunoaște inclusiv neghiobiile tinereții, nu? E pleonasm, nu? E mare lucru. În formă de spovedanie publică, ca să preiau formula domnului Lafric, pe care puțin o fac.
Și într-adevăr, nu, oamenii care trăiesc intens nu cred că mai au, nu cred că mai au timp să filozofeze. De-aia nu reușește să gândească. Este un om al acțiunii, un om care unde ajunge, face câte ceva. De unde a plecat, a făcut câte ceva, sau nu știu. Că-s bune sau s-s rele, în fine, o să-l judece posteritatea sau și actualitatea. Dar eu, de exemplu, am fost surprins, știindu-l din alte zone, am fost surprins că scrie, la un moment dat. Ei, după aia am fost surprins cum scrie. Și la un dat o să fiu surprins dacă se va opri din scris. Sper să nu ne surprinde chiar atât de des Igor Isac. Da, acum o să-l invit să se apere în fața dumneavoastră, iar... Am putea să spunem că Igor se recomandă întâi de toate ca pictor. El se definește pe sine ca fiind pictor. Cum a ajuns un pictor să scrie în felul acesta, iarăși ține de numele destinului. Da. Cred că cel puțin câteva personaje ale cărții, ale primei, se află printre noi, așa că dacă o să vreți să interveniți, sunteți bineveniți. Până atunci îl invit pe Igor Isac, repet, să se apere socratic sau știu eu, rafaelic în fața dumneavoastră, dacă e pictor mai ales. Bună seara, vă mulțumesc pentru frumoasă asistență de la acest târg deja tradițional de carte, care se repetă de două ori pe an și care e sărbătoarea sufletului nostru. Și am deosebită plăcere din când în când, iată a doua oară, deja să lansez și eu o carte pe aici. Problema destinului, încă cartea se numește Umbra destinului, e o problemă mare, o problemă majoră și care pe unii din noi ne frământă. Pentru că ce înseamnă de fapt să fii român basarabean? E o întrebare care eu cred că unii din noi și-o pun și așa precum un român poate fi recunoscut oriunde în lumea asta, în America, cât de bine n-ar vorbi engleză, tot așa la rândul său, român basarabean poate fi identificat în țara românească. Desigur, tendința unui basarabean de a se întregi în cultura, în istoria, în limba românității, e o tendință foarte bună, dar nu totdeauna ne reușește și nu ne reușește din mai multe motive. Motive că, mai mult, eu și vorbesc de generația mea, din motive că totdeauna când am trăit peste Prut până în 90, totdeauna visam și mi-imaginam că cei de dincolo de Prut vedeam ca un ideal cu mult deasupra mea, cu mult deasupra existenței noastre pe care duceam noi acolo. Oricând s-au rupt cotarele și a avut loc această parțială întregire a neamului, eu am observat că, de fapt, așteptările mele au fost cam înșelate. Și acest lucru nu m-au lăsat în pace, deci nu m-au putut opri în loc în sensul să mă mulțumesc cu ce am găsit aici. Și am încercat să-mi pun niște întrebări. De ce? De ce s-a întâmplat cu noi? Ce s-a întâmplat cu ceilalți de dincolo de Prut și cu noi? De ce tot atât de mult s-a stat la masa comunismului și aici, dacă pe locuri chiar mai mult, decât acolo unde pur și simplu pământul a fost cucerit de Imperiul Rus? Deci, apar niște întrebări care, dacă ca o fire basarabeană care veșnic am văzut un ideal de existență imaginat pe acest râm de dincolo de Prut, odată venit aici, acest lucru nu s-a confirmat, e clar că destinul meu ca basarabean s-a complicat. Și atunci au venit întrebările, întrebările firești, în care am încercat să le caut și în care am încercat să le dau și o răspuns. Eu cred că mica diferență sau marea diferență care există între românii basarabeni și românii de aici e un lucru firesc. Pentru că e clar că cultura și modul de viață estic a lăsat o amprentă asupra noastră, o amprentă și în sensul bun și în sensul negativ al cuvântului.
cred că un artist poate să facă diferențierea de acest bine și de acest rău. Și un artist adevărat care, și de fapt care cultura e un termen universal și o noțiune universală, nu se cantonează a deveni orgolios din faptul că e ceva, de fapt, că a asimilat o cultură de estică mai bine sau mai puțin bine. Deci trebuie să se înfrunte cu destinul său pe care îl are și pe care nu poate abandona în noile condiții, și chiar dacă acest destin nu este bine împlinit aici, trebuie cumva să-și facă cât mai mult stare pentru a putea să îl împlinească. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această lansare de carte și cred că cartea Jurnalul și cartea mea sper să vă pună într-o situație de grație, de a înțelege și mai bine lucrurile care stau între noi, între cele două maruri de Prut și această dramatică încercare de a ne contopi, de a deveni un singur întreg. Vă mulțumesc! Ați observat și că și atunci când vorbesc, tot sincer o face. Sigur, aici am putea să începem o polemică constructivă. Dar până atunci îl invit pe domnul Mihai Prepe să spună și zesul câteva cuvinte. Bună ziua! Sunt chiar fericit, m-am întors acum câteva zile de anul, sunt fericit să particip la a doua lansare în cadrul acestui. Colegul nostru, i-aș spune nu atât coleg cât răzvrătitul nostru din Imperiu, și acum mai e Imperiu de fapt abia acum, se conturează mare de Imperiu Rus, și noi românii uitați în acel Imperiu, în Imperiul Răului, încă mai e sau va fi și cu atât mai mult Imperiul Răului, salut această carte, pentru că personajele care apar în acest jurnal, ele sunt nu doar vii, ele sunt de acum pagini de istorie. Noi, nu numai basarabene, dar și dincoace l-am cunoscut sau mai puțin pe, zicem, maestru Greco, pe alții care sunt aici în carte surprinși prin câteva fraze, prin câteva detalii artistice. Igor Isaac este fericit fiindcă începând Tallinn, Petersburg, Moscova, Basarabia, Transnistria, Oravița, desigur l-am vizitat și la Oravița. El este acest purtător de duh răzvrătit, care nu se va împlini niciodată, nici în pictură, nici în literatură, fiindcă respirația lui artistică, felul lui, ferberea lui pentru românism, pentru artistism, pentru niște imagini, pentru niște oameni care trebuie puși într-o carte, într-un album, într-un spectacol, ei trebuie să constituie, să fie parte componentă din această istorie nefericită, nenorocită a noastră. Suntem un neam mare, un neam, deci de 10.000 de ani, dacă luăm pe linie dacică, dar încă mai purtăm acea mască, iar zice, în mare măsură, a nefericirii. Nu nefericirea cea elementară, este acea ancestrală care undeva ne domină și noi, artiști, fie scriitori, eu poet, sunt și eu pictor, dar noi încă nu ne dăm seama care este acea mare povară a neamului. Desigur că eu aș include și această carte, acest jurnal, în special prin personajele care le-a adus. Am citit foarte atent paginile din România Literară, deci Moartea la Chișinău. Vă fac o desenuire. Eu 12 ani am rezistat în Basarabia și eram angajat în teatru. La ora actuală Chișinău a devenit un fel de Texas. Deci acolo moartea și în genere și la ruși, acum că eu am stat 6 luni, viața omului nu costă nici cât o sticlă de vodka. Înainte era 3 ruble, 12 copeci, acum s-a scumpit și oricum se bea în Rusia. Acesta este prețul vieții acolo, în spațiul acesta. Și Igor știe foarte bine, a simțit pe pielea lui și continuă să simt. La Oravița el trăiește coșmarurile de acolo, din Imperiu. Și nu întâmplător este atras ca de un magnet, este hipnotizat de foști, prieteni, colegi și de actuale care în situația de astăzi
Noi cred că trăim pagina cea mai dramatică și chiar tragică a neamului nostru. Aici aș vrea să închei. Noi avem o, să-i spun așa, o dată, nu spun dată, nu știu cum, în 2018, dacă nu ne reîntregim țara și neamul, noi vom dispare din istorie. Doamne ferește, putem salut această carte și noi vom scrie și alte cărți ca să nu disparem niciodată. Suntem un neam creștin și aici suntem veșnici. Și vă dau la postscriptum. Pregătesc pentru congresul de la Alba Iulia, unde ne întâlnim toți românii. Am fost condamnat chiar să aduc rușii, deci ideologi, în primul rând, un Dugin, Alexandru Dugin, sau Vyacheslav Nikonov, nepotul lui Vyacheslav, cel pe care noi tot timpul l-am condamnat, deci pactul criminal Ribbentrop, Vyacheslav Molotov. Acest Nikonov a apărut și se impune foarte puternic la îndemnul domnului Putin o nouă viziune, originea rușilor din Carpați. Iată o diversiune care trebuie pur și simplu noi să o adaptăm. Mulțumesc! Așa, am vorbit mai mult, dar autorul ne pune să... Microfonul e deschis și la propriu și la figurat. Îl invit pe domnul Ungureanu, care vorbește la telefon în spate. Noi îi lăsăm cartea în lipsă, deși este aici în... Așa, Jertfă și steag se numește cartea domnului Dumitru Ungureanu. Da, se pare că e mai... E mult... Păi nu știu dacă mai vorbește. Mai vrea cineva să spună ceva despre Igor Isac sau despre cărțile lui? Domnul Nicolae Cuțu, nu? Bine, atunci... Atunci spunem că autorul este timid și o să vă invităm la o lansare așezată, undeva unde să stăm cu mai puțin efort. Deci, autorul scrie, nu vorbește, am înțeles. Mâine vine vorbitorul. Aha, deci mâine când vine vorbitorul, mai facem o lansare. Până atunci vă mulțumim pentru efort, chiar e un efort considerabil să stai de dimineață până în seară. Vă invităm la autografe și la discuții particulare, ca să zic așa, cu Igor Isac sau cu cine doriți dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Mulțumim invitațiilor și mai așteptăm.